Hei, hei, hei! Salutare! Ce mai faceți, dragilor? Bun venit la un nou episod din Minecraft Cu Afgă! mai Vedem aici frumos baza noastră. Ia uite toată, toată baza. Foarte drăguț. Uh, hai să vedem și cum arată de sus. Am mai construit încă puțin acolo off camera. Nu foarte mult, dar uh, cam așa arată de sus. Era plin de monștri acolo. M-am bătut și cu un Enderman. Am putut să trag cu arcul un Enderman, care Na, da, știm că în Enderman nu prea se poate trage cu arcul fiindcă se teleportează, dar săracul nu avea unde să se teleporteze. Așa că am mai nimerit câte o săgeată două în el. Hai să vedem. Ui! Bun. A, așa. Hai să... Nu așa. În niciun caz. Unde e perluța noastră? Vino în coace. Bun. Fix aici aveam nevoie. Unii dintre voi știți ce este această aparatură și de multe ori îmi ziceați avgă, dar mai folosește, mai folosește e, această aparatură este o roată de misiuni, avem aici niște, uuu, cât fier am primit avem aici niște misiuni, le-am pus noi de foarte mult timp și trebuie să trecem puțin prin ele, fiindcă sunt combinate uite, lift, ferma de găini lucrat la bază schimburi cu slăteni hrănit animale Lucrăm la fabrica de aur. Fabrica de blazuri. uuu, Așa. Și lucrat la, fa la, ferma de slime, da? Ferma de slime, o știm, este aici, în zona aceea. Uu, ce? Ah, ha, ha, ha. Ce face tu aici? Acesta este un... Uh, dar ești puternic. Acesta este un endermite. Este o... O insectă mică care se spunează în proporție de 5% de fiecare dată când folosești câte un Ender Pearl. Hei! Ce-ar fi să-ți dau un nume? Să rămâi aici tot timpul. Ia să vedem. Găsim noi un nume. Ui! Bun. așa. Hai, vină cu -a. Bun. Unde avem noi un name tag? Name tag, name tag, name tag. Cred că avem doar pe jos. Să sperăm că nu se despunează, fiindcă are doar 2 minute. Toți monștrii se despunează în 5 minute. Aceasta se dispunează în două minute. Ne integ, ne integ. Uite aici. A, ah, și trebuie să-i dăm și un nume. așa. Unde ești? Miti. De la Endermite. Vino cu Hai, cu viteză. Să sperăm că nu s-a desponat. Poate, poate avem noroc. Ia. Bun. Accelerăm cu perle. Așa. Unde erai tu? Unde erai? Erai aici? Aha. Și? Mai ești? Mai existi? Sunt pregătit? Uh, A dispărut. Hmm. De necat nu cred că s-a necat că tot plutea. Dar uh... hmm. Păcat. Bun. Hai să ne revenim noi acum la planurile noastre. Poate mai găsim noi un mitic. Am început să să folosesc uh, perlele din ce în ce mai des. Avem foarte, foarte multe. Hai să vedem câte de fapt avem. Avem... Unde sunteți? Ia uite. Avem destul de multicele. Aș putea spune. Nu avem chiar o cutie întreagă. Nici măcar una dublă, dar mi una simplă. Dar așa, hai să ne uităm. Aici vreau eu să scot acest... Deci liftul. Liftul... Este vorba de liftul din Nether. Trebuie să-l facem și pe acela. Ok, vreau să am de două ori mai multe din astea. Avem aici un dropper și aici un dropper. O cutie cu un activator de, de capcane, din aia cu trep wirehook. Ce avem aici? Avem un trep... Oh, bun, 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 bun. Cutie facem foarte simplu, rost. Așa, că ne trebuie două cutii. Una pentru, pentru Hopper. Cu, uu, ne trebuie fier. Așa, vreau să fac două roți de misiuni. Una cu misiuni mai simpluțe și una cu, cu, proiecte mari. Și cred că mi-au -mi și două semne ca să le distingem. 1, 2. Așa. Și dropere. Dropere avem aici. Avem un dispenser nu ne ajută, dar ne ajută în schimb astea două redstone și cu 7 14 cobblestone, facem două forme din acestea ca de pantalon practic și cu redstone oh, ok, oh, așa, și ce mai îmi trebuia mai îmi trebuia încă o cutiuță din asta, nu așa așa, ok avem acum un trap chest. Asta e chest normal. Chestul normal îl facem hopper. Cu ocazia asta ne aducem aminte și de toate formulele. Și hai să facem două instalații de acestea. Una o avem aici și pe una să o punem fix lângă. Cu ocazia asta poate ne facem și noi altă dată. M-am gândit, m-am gândit foarte mult și mi-ar plăcea foarte mult să am o cameră în care să-mi fac misiuni. Să am o cameră specială pe, pentru misiuni. Unde să am câte o cutie din asta, de exemplu, asta e pentru autostrada subacvatică, da? Să am în fiecare, să am cel puțin 6, 4 sau 6 colțuri cu cutii cu misiuni și de fiecare dată când mă apuc de o, o astfel de misiune, mi le mut în Ender Chest. Uite, de exemplu, aceasta este misiunea cu tunelul de zăpadă prin Nether. Și mi le mut pe toate în Ender Chest. Și după aia, practic, pasta aș goliu și o pun în cutia respectivă pentru, pentru, misiunea respectivă. Ok. Acum, hai să facem puțin ani și după să vă explic cum exact funcționează roata noroc norocului, auzi. Roata misiunilor. Roata misiunilor se bazează pe un semnal redstone care vine de la cutia de trept chest. Da? De la aceasta. Ok. Asta trimitem un semnal către acest dropper și către acest dropper. Și de fiecare dată, când deschidem noi, hai să zicem că este această misiune aici. Da? E, o deschidem, vine încoace. Da? Toate bune și frumoase. Acum, din asta s-a întors misiunea înapoi. Aici s-a întors, s-a dus random din aceste 9 căsuțe, s-a ales random o căsuță, un item din ele și s-a mutat mai departe. Și în cazul acesta, de exemplu, ar fi fabrica de blazuri. E, fabrica de blazuri este un proiect foarte mare. Și o să se schimbe puțin, nu o să se numească chiar fabrica de blazuri, o să fie fabrică de mai multe chestii și o să vedem exact cum o să facem. Dar să zicem, îi zicem, ia, proiecte mari. Ok, și aici îi zicem să zicem așa mini misiuni. Nu? Bun. Ok. Ok. În mini misiuni, ce ar fi? Uite, de exemplu, hrănit animalele. Asta deja nici nu mai vreau să o fac, fiindcă oricum eu de hrănit animalele hrănesc tot timpul. Cum apar pe, pe lume, mă duc și hrănesc porcii. De ce? Fiindcă tot timpul gliciuiesc porcii ăștia și nu vi mai am, nu i-am mai arătat fiindcă, na, e puțin trist, nu înțeleg de ce, am, am documentat, m-am uitat și să văd ce zice și codul surs al jocului și așa. Aceste gliciuri se vor remedia în 1 cu 1.9, în versiunea care nu va apărea anul acesta, cel puțin așa au anunțat momentan. Dar va fi remediată, până atunci eu tot timpul trebuie să înmulțesc porcii. Deci, asta nu se mai pune, fiindcă o fac oricum. După aia, ce mai avem? Schimburi cu sătenii. Schimburi cu sătenii implică, vreau să fie o mini misiune, implică și reactivarea fabricii de săteni. Fabricii de săteni implică reactivarea ei. Momentan nu mai am niciun sătean pregătit pentru vreo misiune sau ceva. Nimic, nimic nu mai am. Ca atare trebuie să o reactivez. Am un sătean acolo cu care o voi face asta. Dar trebuie neapărat să fac. Lucrat la fabrica de slime. Fabrica de slime este aproape gata, dar nu. Nu este automatizată. Nu e pe acolo, pundeva. Pe Uite, se vede acolo. Puțin, puțin, puțin. O văd doar eu, s-ar putea. Nu este automatizată. Vrem să o facem automatizată de fiecare dată când apare câte un slime și cade acolo jos. Să. să se și culeagă slime automat, să nu mă duc eu de fiecare dată cu sabia sau așa când am nevoie de slime. Momentan am ceva slime, dar... Dar poate o să vreau mai mult. Liftul. Liftul cred că este tot o mini-misiune, fiindcă nu mai am deloc mult. Mai am foarte, foarte, foarte puțin din lift. Și cu ocazia asta poate chiar mă apuc de el. Poate chiar mă apuc de el. N-am mai dat de roata aceasta de misiune, fiindcă mi era... Unde ești tu? Aici. Ok, și aici nu ești nimica. Bun. Mi era frică de acest fabrică de blazuri. E, eh, fabrica aceasta de blazuri. Hmm, țin să vă spun că va fi un proiect mare, unul mare, 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 trebuie să-l gândesc bine de tot. Fabrica de găini, nici nu știu dacă mai vreau să am găini. Am pus ca plan că vreau să fac fabrica de găini. Avem aici niște găini, nu avem foarte multe, cred că. Cred că de fapt nu mai e nicio găinușă pe aici. Că au tot gliciuit în colțuri, da, nu mai ai nicio găinușă. Asta nu e, nu e o mare problemă, că nu mai am găini. Fiindcă am aici niște ouă. Uite, am 6, 7, 8 stecuri de ouă. 8 stecuri de ouă, cu siguranță fac eu rost de măcar două găini. Ca să repopulez. Deci n-ar fi asta problema. Fabrică de găini. Găini. De ce aș vrea eu o găină? Pentru pene, pentru pene aș vrea găină și pentru mâncare. Numai că... Ia, pene... Pene le pot... Penele sunt folosite la săgeți. Iar eu nu am nevoie de săgeți, am Infinity Park și oricum am o fabrică de mobi. Deci și asta pică. Ok. Lucrat la bază. Lucrat la bază, eu zic că nu implică neapărat făcut, de exemplu, iluminatul. Să ne gândim cum am făcut atunci a iluminat pe aici, ok, sau acesta. Eu zic că implică, de exemplu, și, și amenajat uh, clădirea aceea, de exemplu, să fie mult mai frumoasă clădirea pentru zăpadă. Făcut eventual la un dat un acoperiș pentru clădirea în care ne facem poțiunile. Continuat cu fabrica de trestie, să fie frumoasă, ca să nu mai zicem de fabrica de melon și de de dovleci, la săteni acolo n-am mai lucrat a, absolut nimic de foarte mult timp. Am tot avut proiecte cei drept, adică n-am -am stat și-am învârtit <gântări> din degetuțe, ci chiar am făcut multe chestii foarte interesante, voi știți asta mai bine. Dar fabrica de... asta, lucrat la bază, ok. Ce mai am aici? Lucram la fabrica de aur. Eu zic că și pe acesta pot să-l scot. Fabrica de aur dă un randament foarte, foarte bun. Se spunează mai mulți zombie pigment decât îi pot eu ucide prin metoda aceea de căzuci, așa. O să mă gândesc la o... Hai pe tine, te las totuși aici. Dacă e să te tragem, te băgăm înapoi, fiindcă este o chestie random. Cred că se poate dubla randamentul fabricii de, de aur, dar trebuie să fac niște teste, trebuie să intru într-o lume creativă și să fac niște teste cu această fabrică. Vedem dacă într-adevăr merită. Ne-ar da mai mult ce ne -ar da mai mult? ne -ar da mai mult uh, experiență și aur. Da? Am două lucruri foarte bune foarte bune. Dar uh, nu ducem foarte multe... Uite, am putea să ne facem, de exemplu, o misiune, o mini-misiune cu reparat toate uneltele de pe noi, fiindcă tot îmi spuneți, repară-ți ternăcopul, că se strică, repară-ți lopata. Uite, lopata mai are 129 de utilizări teoretice, fiindcă ea are și Unbreaking 3, asta s-ar putea să fie vreun 250-300. Bun! Ce mai avem aici? A, așa. Deci am zis că ne punem ne punem cum vreau eu să arate semnul de repară țuneltele. Repară uneltele. vreau să fie... Uite această cască. Corect. Ho, ho, super. Ce are ea? U, e foarte... Asta e prima mea cască șmecheră. Dragilor, ia să le comparăm pe astea între ele. Deci, Aqua Affinity, Aqua Affinity. Respiration 3, Respiration 3, protection 4, am pe asta actuală, asta avea doar protection, nu, am projectile protection 4, adică doar pentru săgeți mă apără, nu în general, mă apără mult mai bine de săgeți. Așa și Aqua Affinity, Respiration 3, am zis-o, da, acestea sunt, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bun, hai să onorăm această cască și să-i dăm un nume, dacă pot să-i dau un nume. Uh, hai că pot. Ok. Reparăm uneltele. Ha, ha. Bun, vin cu ace. Și pe tine te pun la mini-misiuni. Putem din când în când să dăm aici de roată și să vedem ce, ce putem să facem. Acum, uh, o să vreau să rad și mini-plantația aceea de dovleci și pepeni, fiindcă avem acum o mai fabrica care se ocupe de asta. Cred că dacă dau aici de... Ok, nu așa. Uite, lucrat la bază. Perfect. Putem chiar asta să facem chiar acum împreună. A, <laughs> uh... Ah, și nu, trebuia să, o, să o fi pus înapoi, că după aia rămân cu ea și nu știu... Nu mai știu în ce cutie o las. Ok, ea vină tu coace. Bun. Așa. Hai să dărâmăm acum această fabrică. Cum vii tu? Așa vii, pe aici. A fost o fabrică foarte bună. Ne-a fost de nădejde foarte mult timp. Aici am plantat prima mâncare. Cei mai fideli fani își aduc aminte că am început această lume și singura sursă de mâncare, în afară de carne putrezită din când în când de la vreun zombie, singura sursă de mâncare era... Uuu, ce era? Mărul mărul din copaci. Cât am, câte mere n-am mai mâncat? Ho, ho! Am mâncat foarte multe mere la început, foarte multe mere. Evident, acum a, a, depășit cu mult carnea și mai mult ca sigur morcovii aurii sunt în top. Chiar am putea să vedem, ia, cum vedem. Escape? Statistici? Iteme general, ok. Blocks? Iteme. Ce înseamnă asta? Times used. Am mâncat doar 17 mere? Nu pot, să, nu pot să cred așa ceva. Ce altă mâncare mai avem aici? Pâine. 246 de pâine. Am băgat la pâine noi, se pare. Times crafted. Ok, am mâncat foarte multe pâine. Carne mai puțină. Mere de aur. Times used. Ce înseamnă times used? Că eu n-am mâncat niciodată un măr de aur parcă. Cred că le-am folosit doar atunci cu sătenii când i-am convertit din din DRI. <gângh> oh, just. Cred că atunci când îi aruncam pește. Ia uite cât pește am mâncat. Am mâncat foarte mult pește copt. Când ne-am făcut fabrica de, de piele. Da, 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 da. Ok, tort. Am mâncat ceva tort. Bun. Dar vreau să văd morcovii. uite -i. 632 și peștele peștele 672. Uuu, uh, mai mult pește decât morcovi de aur. Interesant. Și ce era aici cu 1000 și ceva? Mm. Nu înțeleg la ce se referă. Uite, avem cerneala. Am confecționat cerneala de 2600 de ori am folosit 1700, nu mi dau seama ce se referă, dar uite aici, undița. 6600 de ori. Tot de la fabrica de piele. Mai e ceva impresionant pe aici? Eh, o să vedem noi altă dată, ne mai uităm mai în adânc, dacă vreți, îmi spuneți și ne uităm mai pendelete la absolut toate statisticile lumii ăsteia. E o lume foarte mare, o avem de foarte mult timp, o avem de, de cât timp? de 1.278 de zile din Minecraft, deci 1.278 de, de cicluri de, de zi, noapte, zi, noapte. Mult! Multă, multe amintiri. O să facem, cum vă ziceam, o să facem în curent și un tur al lumii și o să facem și un world download. Puțină răbdare și o să ajungem și acolo. Nu trebuie să-mi spuneți chiar zilnic să fac asta, fiindcă știu și eu că trebuie făcută la un dat. Și după cum vă ziceam, nu mai este mult. Nu mai este nici măcar o lună. Mai e foarte, foarte puțin. Trebuie doar puțină răbdare și ajungem și acolo. Așa s-a relegat. Bun. Mai avem foarte puțin și aici. Totul mai durează foarte puțin, vedeți? Cu puțină răbdare. Aici, în bază, în colțul acesta, mi-ați mai zis voi la un dat, am o chestie, un unicat. Un unicat. Acesta este un unicat. Am un bloc de clay. N-am... avut clay în toată baza, în toată baza, e singurul meu bloc și nici nu l-am luat până acum. Uite că-l văd și când fac nani. Mi l-am lăsat acolo să-l să, -l, să -l văd. Uh, la un dat o să trebuiască să facem și niște excursii. Ah, bun, uite, aș putea să iau oșa. Unde am eu oșa? Am vreo șa aici? Nu am șa. Nu am șa, dar ah, hai, mi cântare. Hai să luăm o șa, N avem o șa. Vreau să mai adăugăm încă o un proiect de dreptul, fiindcă este unul mai mai uh, uite aici. Este un proiect mai mai mare. Vreau să explorăm. Ne lipsesc trei lucruri importante pe această hartă. Importante după părerea mea. Nu avem foarte multe diamante, de exemplu. Astea sunt toate diamantele noastre, ia. Uite, avem niciun stec jumate. Dar nu sunt chiar foarte importante, după părerea mea. După părerea mea, foarte important este, de exemplu, liane. Nu avem deloc liane. Ex... Nu, cu mic. Ex... Super! Hai să punem misiune aici la proiecte mari. Tada! Bun! Și încă un proiect cel mic pe care vreau să-l mai fac este să ne facem o mini fabrică de lemne. Dar mi-ar fi plăcut să fi avut un oak. Nu avem oak, nu face nimica. O mini fabrică de lemne trebuie neapărat. O să vreau să fac și una mai mare, mai elaborată. Mm -tug 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 nu plantație de lemne cel mai bine așa plantație de lemne că fabrica de lemne o să o facem o să o facem știți că vă zicem de la trecută în episodul anterior lângă fabrica de gheață am un proiect mare și acela este fabrica de lemne o fabrică fabrică pe bune în toate sensurile ale cuvântului Ok. Îmi pare rău de MITI, că l-am pierdut. Ar fi fost foarte drăguț să fi avut un MITI pe aici care să putească să auzi în sunete. <lipură> <lipură> ah, dar l-aș putea, aș putea încerca să reproduc eu. <lipură> Poate. Ia, stai! Da, gata. MITI va exista cândva și cândva. Vom avea un MITI în bază cu care să ne jucăm. Da, ziceam că ne lipsesc liane, ne lipsește, ne lipsește lemn de junglă și cacao. De acestea trei nu le avem și ne trebuie neapărat cacao îmi trebuie pentru cularea maro, de exemplu. Eu nu pot să fac nimic cu maro decât cu pământul acela urât. Ar fi fost mult mai interesant dacă aveam, de exemplu, niște lână maro. Să facem ceva cu lână maro. Dar asta când o să explorăm. Ne mai trebuie niște gheață presată, nu obligatoriu, dar ne-ar bucura foarte tare, și mi-ar mai plăcea niște lut. Nu avem deloc lut, nu putem să facem ghivece, nu putem să facem cărămidă, nu putem să facem nimic din ceea ce. pentru ceea ce avem, avem nevoie de lut. Și asta mă mă întresează puțin, ca să nu mai zicem de pisici și câini pe care nu le avem deloc și ne-ar plăcea să le avem, dar o să avem un miti la un dat. <gângh> Dragilor, vă mulțumesc mult pentru vizionare, sper că v-a plăcut acest episod, că am reînviat roata misiunilor și vom da mult mai des de ele. Cel puțin o dată pe săptămână vreau să dau neapărat de, de cea din, din dreapta mea, acum, stânga voastră pe ecran, cu mini-misiuni și cred că o dată sau de două ori pe lună vreau să dau de proiecte mari. Mie, uneori, mi-e puțin frică de ele și de-aia nici nu vreau să mai dau de roata de, de misiuni. Că, na, îmi trebuie, îmi trebuie și multă inspirație când mă apuc de un proiect mare, dar, na, vorba lungă se apune iar soarele și așa mai departe. Cum ziceam, vă mulțumesc pentru vizionare și vă orez numai bine. Pa, pa!